Bună ziua, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, suntem o nouă ediție a emisiunii Vorbește Lumea. Astăzi abordăm un subiect interesant, un subiect care poate pentru mulți dintre dumneavoastră, să zic așa, va da de gândit, pentru că face o legătură între o perioadă în care onoarea cuvântul și, să zic eu, acele calități umane, morale, erau în primă plan cu ceea ce se întâmplă în ziua noastră, zilele noastre. Deci vorbim despre cavalerii, o paradigma a modernității. Pornind din zona cavalerilor și cu acele calități, cu acele, cum spuneam, percepte morale și ajungem în ziua de astăzi, în ziua noastră, vom vedea până la urmă despre ce, unde am ajuns. Da, sigur, pentru a lămuri foarte multe detalii, e vorba de istorie pură, istorie adevărată, l-am invitat în studioul Capital TV din Deva pe domnul Dorin Petrescu, istoric. Bine ați revenit, domnule Dorin Petrescu, în studioul nostru și iată, ați venit cu acest subiect și mă bucur tare mult că putem discuta despre cavalerii de atunci și cavalerii de astăzi. Da. Nu știu dacă mai putem vorbi despre cavalerii de astăzi, dar putem vorbi. O să bine, vedem de ce. V-am regăsit, bine am regăsit pe telespectatorii noștri. Da, încercăm să facem o retrospectivă, să vedem dacă ei mai pot fi considerați sau chiar poate sunt o paradigmă a modernității într-o anumită măsură. Bine ați punctat atunci când ați anunțat tema emisiunii asupra unor valori, nu simbolice, ci valori morale perene. Știm foarte bine că în prezent, nu, noțiunea de cavaler, cavalerism, presupune respectarea unui anumit cod de principii morale și un anumit cod al onoarei. Din păcate, în zilele noastre, din ce în ce mai subțire, din ce în ce mai rarefiat, poate și datorită, eu știu, nivelului educației într-o societate sau, cu ghilimele de rigoare, a așa zisei demodări în a mai fi curtenitor, în a mai fi cavaler. În esența ta comportamentală. Sensul cred că i s-a și schimbat. I s-a schimbat în mult. În ultima vreme. Adică, sigur că și cavalerii de acum câteva sute de ani aveau anumită atitudine față de doamne, domnițe. La noi a rămas problema numai cu doamnele de domnițele ziua de astăzi. A rămas chestiunea aceasta. Dar e bine să privim puțin în trecut și mai cu seamă în faza de matură a evului mediu, când sesizăm că, de fapt, la bază, cavalerii au fost, de facto, luptători călări, luptători cu calul. De aici aș le și derivă numele, de la a fi luptători călăreți, cavaler. Au dominat o perioadă din istorie până la moment dat armele s-au revoluționat. Și atunci, sigur, s-a schimbat și modul de luptă și au apărut alte, tehnici, alte... Oastea medievală, în esență, era constituită din două categorii de luptători. Luptătorii călări și luptătorii pedestri, acei milite expedite, cum sunt numiți în documentele medievale, chiar în documente privind meleagurile hunedorene. Oastea medievală se constituia la semnalul seniorului, pentru că era un principiu în evul mediu, plecând de la împărat în jos sau de la rege, stăpânul de domeniu. Era o organizare ierarhică piramidală, cu vârful fiind regele sau împăratul, considerația fi unsul lui Dumnezeu pe pământ. Și să specificăm faptul că nu putem vorbi de state în acea perioadă. Nu. Clar. Deci în accepțiunea statului medieval, de fapt, capul statului era un monarh ereditar, uns de biserică și considerat a fi reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. De aici și principiul de drept dominium eminens. Adică tot ce era viu și tot ce era sub soare aparținea împăratului sau regelui. De aici și relațiile de vasalitate, de servitute cu supușii, prima dată la primul nivel cu mari seniori ai imperiului sau regatului, după care cu ceilalți nobili, nobilași, până la baza societății care era țăranul liber sau acei iobagiones, șerbi. Pe sfinarea căruia se întâmpla totul, adică cei care, să zic eu, erau în slujba seniorului aveau obligația să aibă arme, să aibă cai, să aibă oști pe care să-l sprijine în luptele pe care vrea să le ducă și toate lucrurile astea costau. Da. Așa? Și atunci echilibrul financiar însemnând hrană, arme, plată, așa,
Totul se rezolva prin taxe și impozite, bineînțeles. A, prin dări. Da. Obligația supusului de orice categorie socială ar fi fost el era aceea de a participa la război. Era o obligație esențială. În virtutea unui fundament juridic în dreptul medieval, consilium et auxilium. Deci erai dator cu sfat și ajutor, auxilium militar. Dacă nu veneai la oaste, îți pierdeai toate drepturile de posesiune, de folosință, începând de la mărâtul ăla de iubac și până la nobilul, care de cele mai multe ori era luptător călării, deci era cavaler, era un militar luptător care își asigura spada, lancea, armura. Și bineînțeles că situația asta financiară sau economică se baza pe moșia mai mare sau mai mică. Cunoaștem faptul că spre sfârșitul Evului Mediu apar acei cavaleri scăpătați care ajunseseră să se sărăcească. Care nu mai puteau să realizeze venituri când așa vreau încât să întrețină rangul. Și atunci apăruse așa o denumire oarecum ironică. Zice, ăsta e cavaler de 7 pruni. Adică că el mai avea în moșia sa doar venitul după 7 pruni. Era o chestiune așa de cumva priviți cu ironie. Însă, după câte vom vedea, cavalerismul a translatat și în aspectul acesta mentalului colectiv, sesizabil, în primul rând, în muzica de curte, în repertoriu truverilor și a menestrelilor. Da, că aici trubadurii au fost mai aproape, cred că, de povestea cu truverii. Da. Mai aproape în sensul, să zic eu, romantic al atitudinii lor. Și în literatură. Acele romane cavalerești, literatura cavalerescă născută în Franța, oglindind latura curtezană a cavalerului, eroul, mitul eroului, râvnit de domnițe, cel care învingea în turniruri. Este adevărat că menestrelul, fiind la curte, la curtea potentatului, el chiar asista, era martorul aceste turniruri, dar și preamărea faptele de arme și de vitejie. Și în general lucrurile erau exagerate. Da. Trebuie să spunem. Da, ele erau hiperbolizate, dar să nu uităm, de exemplu, că în literatura medievală intră imaginea unui cavaler deloc hiperbolizată, detalia lui Cid Campeador, cel care a participat nemijlocit și fiind un erou al reconchistei spaniole, al creștinătății, care începuse să elibereze cu decursul veacurilor peninsula iberică de sub califatele arabe. Și, să zic, această mișcare religioasă capătă amploare, da, ușor, ușor, direcția fiind Ierusalim. Da, pentru că tema emisiunii noastre, până la urmă, se focalizează asupra cavalerilor creștini, asupra așa numiților cavalerii lui Hristos. Și vom vedea că nu numai a templierilor. Odată cu calea deschisă de cruciate, odată cu eliberarea Țării Sfinte, la apelul urmașului Sfântului Petru de la Roma, la apelul Papei, s-au declanșat aceste cruciade. Odată cu închegarea legatului din Ierusalim, s-a deschis și calea unor pelerinaje. Fie că vor fi fost ele pelerinaje izvorâte din această pietate populară, fie că vor fi fost pelerinaje date drept canon de penitență din partea duhovnicilor și a ierarhiei bisericești pentru unii care făptuiseră păcate mai mari sau mai mici. Pelerinaje care se mai realizează și astăzi, sigur, și la formă, cu alte condiții, dar foarte multe. Avem un exemplu al acestor pelerinaje în Țara Sfântă, un exemplu iarăși de pelerinaj al fraților noștri catolici la Santiago de Compostela, similar cu cel de la din Țara Sfântă, la locurile sfinte. Un caz ilustrativ pentru pelerinajul acesta de penitență, de izbăvire de păcate, este reliefat într-un manuscris din Evul Mediu a unui senior din zona orașului Lyon, din Franța medievală, care își ucisese servitorul și primește de pedeapsă să efectueze un pelerinaj. Bine, și fără arme. Să se dovedit, pentru că mulți se ocupau cu povestea asta. El și-a scris memoriile pentru că vă vedea că a supraviețuit acest senior. Și primește canon să nu aibă nicio armă asupra sa, niciun ban, doar o robă din pânză de cânepă și un șnur în jurul taliei. Deci să adopte și canonul sărăciei. Pe drum, el este luat prizonier de diverse grupări. Trece prin Balcani, îl iau ea prizonier, ajunge în Țara Sfântă, unii și alții îl folosesc drept rob,
El nu se împotrivește și nu caută să se elibereze singur, pentru că consideră că pronia divină prin asta îl pedepsea pentru ce a făcut. Cert este că după 15 ani se întoarce la locurile de baștină, toată lumea îl credea mort, toți îl aplaudă, nu se gândesc că Dumnezeu, datorită celor 15 ani de patimi, l-a izbăvit de vină și îl văd ca pe o persoană providențială. Dar interesant că el scrie aceste amintiri care au dăinuit până zilele noastre. Ele ce pun în valoare de fapt și ce evidențiază? Evidențiază că această cale a pelerinajelor era destul de lipsită de securitate. Ori, imediat după cucerirea Țării Sfinte, un grup de 9 nobili, unii dintre ei chiar cu legături de sânge, coordonați de Hugh de Payen, înființează un ordin al călugărilor, călugări, care în adolescența lor și după aceea trecerea pragului către bărbăție, fiind din familii înstărite, erau familiarizați cu exercițiul luptei și al armelor, fondează un ordin de călugări cavaleri, un ordin militar, așa zisul ordin al templului, cunoscuți ulterior drept cavalerii lui Hristos sau cavalerii templieri. De ce au primit acest nume de cavaleri templieri? Datorită faptului că regele Ierusalimului le dă ca rezidență un loc din Ierusalim suprapus pe locul unde fusese odinioară templul din Ierusalim distrus în timpul cuceririi Ierusalimului de către împăratul roman Titus. Pe acea stâncă. În același timp, ei și-au asumat, bineînțeles, securizarea pelerinilor către Țara Sfântă și înapoi în Țara de Baștină, deci era un fel de gărzi de corp, dar și participarea în oastea cruceată, datorită faptului că ei aveau și... Lângă asigurarea securității, erau luptători. Da, și a apărut și ideea, da. Era un corp de luptători neînfricați, pentru că regula îi obliga să se jertfească pentru Hristos. Pe rasa lor albă, peste care îmbrăcau zalele, era o cruce roșie, care simbol pe piept, simboliza sacrificiu și dedicarea, devoțiunea până la moarte către Hristos în lupta cu cei considerați păgâni. Bun, asta vreau să spun, că pe lângă securitatea acestui pelerinajilor care sigur se realizau, a apărut și ideea mormântului sfânt, da, de custodie a mormântului sfânt, pentru că el era deja cucerit de cruciați. Interesant este că, de fapt, la un moment dat se constituie și un ordin călugăresc militar al celor care protejau Sfântul Mormânt, Ordinul Cavalerilor Sfântului Mormânt. Interesant este, iarăși, că se punea problema în Ierusalim, datorită faptului că acești pelerini erau foarte mulți, se punea problema unde îi găzduim. Chiar dacă inițial au fost îndreptați către mănăstirile de acolo și din împrejurimi, capacitatea lor nu putea să asigure fluxul de pelerini. Și atunci s-a constituit o comunitate ospitalieră care au construit asemenea edificii unde pelerinii erau găzduiți, așa ziși cavaleri ospitalieri, care și luaseră patron pe Sfântul Ioan de Ierusalim. Așa ziși cavalerii ioaniți până la urmă. Vom vedea că ei se vor dedica îngrijirii răniților, a bolnavilor, îngrijirii răniților din luptele care se duceau acolo și de aici, bineînțeles, de la acești ospitalieri derivă cuvântul actual de spital. Ospitalier, hospital... În franceză, da. Ei, destinul acestor ospitalieri, cavalerii ai Sfântului Ioan din Ierusalim, după căderea Ierusalimului în mâna arabilor, vom vedea că îi trimite oarecum să se stabilească în Marea Mediterană, în insula Malta. Și după aceea își vor, bineînțeles, datorită rezidenței lor în Malta, vor primi supranumele de Cavaleri de Malta, cei pe care astăzi îi vedem implicați în misiuni umanitare, în misiuni ale Crucii Roșii Internaționale, că pentru că până la urmă, în secolul al XIX-lea, după bătălia de la Solferino și Magenta, ei au fost cei care au inițiat înființarea Crucii Roșii Internaționale și au oferit acest simbol acestei mișcări care căuta să salveze și să îngrijească răniții căzuți pe câmpurile de luptă de o parte și de alta a celor două tabere. Revenind în Evul Mediu, da, acești cavaleri cruciați, fie că vor fi cavaleri creștini care își asumaseră și condiția de călugări, fie că vor fi fost ei ospitalieri, fie că vor fi fost templieri, fie că vor fi fost cavaleri templieri germanici care și-au asumat numele de cavaleri teutoni.
Și aici putem să ajungem și pe teritoriul nostru, da? Da. Pentru că documentele vremii, izvoarele documentare medievale, probează faptul că pe teritoriul actual al României au staționat în Evul Mediu la un moment dat, în zona Banatului de Severin au staționat cei din ordinul cavalerilor ioaniți, așa zisii maltezi, și în Țara Bârsei, chiar cavalerii teutoni, în corpore, conduși de magistrul lor Herman de Salza. Așa, care aveau rol să administreze teritoriul și în același timp să construiască cetăți. Da. S-au construit foarte multe cetăți, adică puse la construite de către ei și, sigur, cei care se ocupau așa ceva. La Perdioara încă se mai sărbătorește și acum în fiecare an într-un festival medieval, întotdeauna în septembrie, și există documente, există pliante, deci subiectul turismului istoric este prezent și acolo. Da. Cu un primar foarte activ care reconstruiește cetatea. Da. Deci din temelie a ridicat-o... Lor li se datorează, dacă stăm bine și ne gândim, o sumă întreagă de fortificații din zona Bârsei, dar și unele biserici fortificate de acolo. Mai mult, ei și-au asumat și protejarea comunităților saxone, de coloniști sași. Numai că, la un moment dat, au devenit atât de autonomi încât chiar regalitatea ungară se simțea amenințată. Ei nu au mai vrut, la un moment dat, îi amenințau să nu mai recunoască statutul lor de vasalitate față de rege. Și atunci s-a luat măsura expulzării lor din teritoriul voievodatului Transilvaniei. Cert este că după această mișcare ei au ajuns undeva în zona Bavariei și în jurul acestui ordin teutonic se va naște nucleul viitor al națiunii germane. Germania, da. Știu că dumneavoastră chiar reconstituiți și promovați piese medievale compuse de teutoni. Exact, avem Palestina Lid, se numește una dintre lucrări, o lucrare foarte frumoasă în care Walter von der Boeing evade un, să zic eu, menestrel germanic, a ajuns chiar cavaler templier datorită meritelor artistice. Da. A scris lucrări, poezie despre luptele duse pentru Mormântul Sfânt și muzică în același timp. Și, sigur, datorită meritelor, interesant este că, așa cum există combinația între partea militară și partea creștină, ca să spun așa, lucrurile sunt ca o mixtură și la acest Walter. Partea de militară și partea spirituală ajung să facă să câștige rangul de cavaler. Vedeți că totuși istoria cavalerismului creștin are contingență și legături și cu spațiul românesc. Acum trebuie să amintim faptul că ei viețuiau după o regulă. Ei își desfășurau activitatea după un mod de viață stabilit pe niște principii fondatoare de sorginte creștine și de esență creștină. Ori cel care i-a patronat spiritual și care le-a oferit regula de viață monastică, dar și militară, a fost Bernard de Clairvaux, un sfânt al Bisericii Creștine Universale, care nu numai că i-a patronat și este considerat patronul spiritual al cavalerilor creștini și în continuare, ci a și recomandat doi papi în scaunul Sfântului Petru. Se poate spune că acest Bernard de Clairvaux, de fapt, era o eminență din rândul, din eșalonul nevăzut, care și-a adus contribuții majore în secolul al XII-lea la destinele Bisericii Creștine Universale, dar și la demararea cruceadelor. Tot acest sfânt Bernard de Clairvaux, patronul cavalerilor creștini, a întemeiat și ordinul monastic cistercian. Și știm că creștinătatea occidentală, la un moment dat, a recomandat ca misionarismul creștin să propage și către granițele creștinătății, granițele răsăritene, către Bizanț. Și așa încep să apară niște abații cisterciene în zona noastră transilvaneană, prima din ea fondată cumva pe culoarul Mureșului, zona culoarului Mureșului la Igriș, ea acum nu mai există, dar se sapă arheologică, temeliile există, așa, o abație cisterciană și una la Cârța. Cea de la Cârța încă mai avem.
Basilica în picioare, da, într-o fază de ruină, dar da. Telespectatorii noștri vor putea urmări pe ecran câteva aspecte cu legătură cu această mănăstire de la Cârța, dar și o reconstituire virtuală. Deci am amintit aici totuși pe acești călugări cistercieni și ei fiind coordonați tot de către Bernard de Clairvaux, datorită faptului că au fost însoțiți din punct de vedere militar de către templieri, cei care le erau frați, dar de pe partea militară, fiind, cum să zic eu, păstorii spirituali chiar de către fondatorul cistercian. Și vom observa că, spre pildă la Cârța, apar simboluri și cruci de rezonanță templieră, ceea ce îi atestă. Cert este, iarăși, că vom vedea, există o tipologie basilicală de F mediu, niște construcții, da? De o mai mică dimensiune, care cumva imită topografia circulară a Bisericii Sfântului Mormânt. Și ne referim la, din punct de vedere arhitectonic și de artă, la rotonde, la rotondele creștine. Prezente în Transilvania, amintim existența unei rotonde descupuse în evidență arheologic la Alba Iulia, o rotondă săpată și temeliile le putem vedea în cadrul incintei fortificate a cetății Orăștiei, dar pentru noi hunedoreni, o mândrie, o rotondă în picioare, la Gioagiu, considerată a fi cel mai vechi monument bisericesc creștin de pe teritoriul actualei României, încă aflat în picioare. Și care, din păcate, nu e prea vizitată. Care nu e prea promovată. E, da. Tocmai aceste rotonde își asociază fondarea și existența fie cu cavalerii teutoni, fie cu cavalerii templieri, care, întorcându-se de pe drumul Ierusalimului, de multe ori, au fondat asemenea comunități. Acum trebuie să amintim că noi spuneam că aceștia erau săracii cavalerii călugării lui Hristos. Exact. Trebuie să dar ajungem și la nivelul în care îmbogățirilor. Exact. Ei, ce fac ei, de fapt? Adică să-i asigure securitatea financiară a pelerinului. Pelerinul, dacă era un nobil, ăsta trebuia să aibă bani de cheltuială pe drum. Și atunci, dacă aveai punga cu arginți sau cu bani de aur la tine, erai o victimă sigură să fii jefuit. El când pleca din țara de origine, mergea la o comanderie templieră, deci asta era structura de bază inițială de organizare a unei comunități, și dădea banii celui care administra financiar comanderia la abația respectivă. El îi elibera o în înscris prin care se releva că a depus în caseria cavalerilor de acolo, să zicem, din Paris, suma de atâția. Bun, și lucrul ăsta se, el putea apela la acele când ajungea, da, cealaltă parte. Pe drum erau anumite relei, anumite puncte de trecere, nu erau găsuiți. Vorbim deja de o anumită formă de bancă. Da. Strămoșa foii de cambie. Exact. Și, de exemplu, ajungea într-un loc unde el avea nevoie de bani. De acolo se mai scădea. Îi se dădea bani tot la o comanderie templieră sau la o rezidență templieră pe drum către Ierusalim și se scădea. Bun. Ajungea la Ierusalim. Dacă el spunea vreau toți banii sau o parte din ei, îi se dădea și iarăși se... Dar din toată tranzacția asta financiară, siguranța banilor săi de aici, deci un fel de cec, până la Ierusalim și înapoi, ăștia țineau o dobândă deloc neglijentă. Fapt este că ei acumulează o avere bazată pe aceste tranzacții financiare. Dar nu numai. Dar nu numai. Pentru că știm că în vremea respectivă, în general, când duceai o luptă, da? Cam jefuiai tot. Tot, da, tot, exact, ceea ce însemna tezaur. Mai mult, există supoziția, până acum rămasă nedovedită pe bază documentară, că în momentul când ei primesc a se stabili și a-și construi rezidența pe stânca templului din Ierusalim, caută în labirintul acela de grote din stânca templului, de sub fostul templu al lui Solomon, distrus de către împăratul roman Titus, când a cucerit Ierusalimul, și caută niște obiecte esențiale ale templului, cu o valoare spirituală și probabil și cu o valoare intrinsecă. Pentru că anumite surse spun că i-au intrat în posesia unor manuscrise în actuala zonă a Mării Moarte, unde știm că ulterior, după secole, pe perioada anilor 50, au fost descoperite altele și sunt expuse în Israel. Da, unele care, mă rog... Care dădeau anumite indicii asupra unor obiecte esențiale depuse în stânca templului odată cu
cu fondarea sau chiar ascunse atunci când romanii au cucerit Ierusalimul. Și despre ce vorbim aici până la urmă? Despre un obiect sau despre un artefact considerat a fi magic, acela așa zis Sfântul Graal. Sau altceva, nu se știe. E, cert este că ei se pare că au găsit ceva. Odată cu căderea Ierusalimului se retrag. Se stabilesc în Creta, cei mai mulți revin în Europa, în Franța, Italia, Spania, da? Doar că stăpânii de atunci, regii de atunci, împărații au o problemă cu ei. Ei, fiind o solidaritate militară distinctă cu ierarhia lor până la Marele Maestru, nu mai se integrau în sistemul acesta feudal, de Consilium et Auxilium. Erau cam rebeli, da? Erau nesupuși și averea lor colosală, din care începuseră să dea credite, făcea cu ochiul. L-au creditat pe Filip cel, pe Filip cel Frumos. Care rămăsese cu vesteria și călătorie imense. Filip cel Frumos a avut niște războaie, inclusiv cu, cu englezii, și s-a împrumutat de la templieri. Rămas și învins, și bătut, și cu vistăria goală, era insolvabil. Nu mai avea de unde să plătească. Și atunci, bineînțeles că îi cădea bine la mână să-i discrediteze, să facă niște manipulări pe lângă papă. Și în felul ăsta, dacă i-ar fi eliminat ca ordin, să-i compromită prima dată și pe aceea, să-i elimine, scăpa și de datorie și își imagina el că va pune și mâna pe colosala avere. Bine, papa la început cam a făcut joc dublu până se lăsa convins, da? Da, da. De către Filip cel Frumos, dar până la urmă are loc arestarea... compromiterea lor pe baza mai mult a unui folclor, dacă se poate spune așa. Este drept și este adevărat că ei, în timpul cât au stat în Ierusalim, intră în posesia unei cunoașteri tainice și a unor ritualuri. Da, exact. Și faptul că aici are loc un sincretism între o anumită parte de ritualistică creștină provenind din zona catară, din zona Languedocului, cei care până la urmă au și fost eliminați din Franța, în urma unor ultima cetate fiind cea de la Provence, care a căzut în mâna reprezentanților papei. Dar în simbioza asta cu spiritualitatea orientală se pare că a avut loc un melanj și ei erau, cum să zic, practicienii unui alt tip de ritual monastic care difera foarte mult de către cel acceptat de Sfântul Scaun. Blamarea lor s-a făcut exact tocmai pe baza acestui ritual. Tocmai plecând de aici și exagerându-l. Exact. L-au înființat pe acel Bahomet, o ființă considerată malefică, da? Un fel de om cu cap de țap și cu coadă și, mă rog, li s-au pus în cârcă foarte multe acuze. În 1307 sunt arestați, se dă dispoziție de a fi arestați. În acel moment, Jacques de Molay fiind marele maestru da? Al ordinului. Jacques de Molay fiind marele maestru al ordinului templier, într-o noapte de vineri 13. De acolo și în prezent acea superstiție a ghinionului de vineri 13. Da. Și din 1307 până în 1314 are loc procesul lor. Supuși aici multe cazne, multe... Supuși la cazne, vorbim de liderii mișcării templiere, de mari maieștri, de dar pe lângă ei și mulți, mari priori, da, și circulara inițială a papei este dată în toată creștinătatea. Au loc arestări în Franța, în nordul Italiei, în spațiul germanic într-o anumită măsură, însă se pare că în Spania și în cisma italică, dar și zona austriacă și către regatul ungar, acest act de arestare a templierilor nu s-a produs. Ei sunt supuși la casne, vă dați seama la ce casne au fost supuși și ca să scape de chinurile acelea duse la extrem, au recunoscut și ceea ce nu au făcut. Da. Însă, în 1314, Marele Maestru Jacques de Molay, fiind mustrat de conștiință, pentru a nu rămâne în posteritate cu o culpă pe care nu o avea, se automartirizează, dacă se poate spune așa, pentru că retractează tot și spune că a fost determinat să recunoască fapte pe care nu le-au săvârșit și pentru ca ordinul să rămână curat în fața posterității, el mărturisește că tot ceea ce a spus a fost fals și a fost minciuni, au fost minciuni. În acea noapte, fără a mai anunța pe papă, Filip cel Frumos instalează rugul și îi arde pe principalii conducători, fiind aș pe rug. Să nu uităm de acele profeții făcute, da? Da, el și fiind în... Că se întâmplă după aceea niște lucruri. Că va muri
în timp de maxim un an, atât regele Filip cel Frumos cât și papa Inocențiu. Lucru care se și întâmplă. Ceea ce s-a și întâmplat. Blestemul templar. Interesant este că dacă ar fi să analizăm cum s-a restabilit financiar și economic regatul francez, cum, să zicem, prosperitatea Vaticanului, nu reliefează faptul că ar fi intrat în posesia acelei fabuloase averi a templierilor. Dar se pare că ea a fost bine ascunsă și împărțită pe loturi, dar ce vedem? Vedem că după arderea peruc a liderilor templieri, avântul construirii de catedrale gotice este unul... A dominat perioada. Da, deosebit. Și se presupune că o parte a averii templierilor s-a dus tainic către construirea acestor lăcașe de cult, în care regăsim simboluri, începând de la labirint, care este fixat înaintea altarului, care este un simbol, până la urmă, al acestor călugări luptători, și precum și alte elemente de simbolistică. Ei, pentru că papa, la un moment dat, emite o bulă prin care spune că îi absolve de păcate. Știți, el revine, dar că ordinul este desființat până la o nouă reconsiderare și reevaluare. Mare parte dintre ei intră în ordinul cavalerilor Sfântului Ioan din Ierusalim, așa zis ordin de Malta. Mare parte dintre ei se refugiază în Portugalia și în Spania, unde oferă consistență celor două ordine cavalerești, derivând din templieri, și ne referim aici la Ordinul de Calatrava și Ordinul de Monteza, care sunt actori principali acești cavaleri templieri în alte straie ai reconchistei spaniole, dar dintre liderii Ordinului de Monteza și a Calatravei vom regăsi mari exploratori, inclusiv Vasco da Gama, Cristofor Columb, chiar pe velele acelor corăbii vom vedea crucea templieră. În Italia intră, bineînțeles, iarăși într-un ordin interesant, Ordinul Cavalerilor lui Hristos, avându-l ca mare maestru pe însuși papa. Se înființează diverse ordine. Hai să ne amintim că la un moment dat, în Evul Mediu Est-European, atât maghiarii cât și polonezii susțin acel ordin al dragonului, care se presupune că a avut o inspirație templieră și... Însuși tatălui Vlad Țepeș, nu? Da, însuși tatălui Vlad Țepeș făcea parte din acest ordin și ca simbolistic ei avea un dragon roșu care își mușca coada și asta este un simbol despre care putem vorbi o emisiune. Și poporul din Valahia, văzându-l pe principele lor cu acea mantie, au zis că ăsta poartă un drac. Și atunci Drăculea sau Vlad Dracul, de aici a venit numele și până la urmă s-a translatat și la fiul său, la Vlad Țepeș. Și așa apare, vedeți, pe Bram Stoker în secolul XIX, în romantism, cumva speculează acest aspect denumindu-l Dracula însuși pe Vlad Țepeș, dar de asta dată o mitologie a vampirului suprapusă, bineînțeles, pentru destinul de justițiar crud al lui Vlad Țepeș, fără să neglijăm apartenența la Ordinul Dragonului a însuși tatălui voievodului. Oricum, brandul acesta a avut mai mare impact decât datele istorice, nu? Da. Clar. Da. Adică probabil că dacă totul rămânea la nivel de istorie, nu se ajungea la acest brand. Cert este că după pronunțarea acelei sentințe de vinovățirea lor și au spus că nu vor fi executați, da, dacă își vor recunoaște așa zisele păcate și urmau să fie întemnițați toată viața, până la retractarea lui Jacques de Molay și așa, mare parte din ordin se afla în insula Creta și cel care de facto conducea la acea vreme ordinul rămas acolo pe insula Creta era Larmenius și Jacques de Molay îi trimite vestea acestuia când se afla prin cineva, nu știm prin cine, că nu a rămas izvorul de documentar să-l desemneze, că dacă va muri, el va prelua funcțiunea de mare maestru. Și de unde știm acest lucru? Larmenius, când predă demnitatea de mare magistru, chiar dacă ordinul legal nu mai era în activitate, era deja într-o fază absconsă, da? Începe un document și scrie: eu, Larmenius, în latină, predau funcțiunea de mare maestru al ordinului lui Cutare. Și de acolo toți marii maestri. Rămân cu formula asta. Își scriu numele. Aha. Până în anul 1715.
Așa zisa carte a lui Larmeniu sau Carta Transmissiones, scrisă în alfabetul templier, este un pergament care se află expus astăzi în Biserica Templului din Londra. Este un document autentic. Iacătă, asta arată de fapt că ordinul templier nu N-a a fost fost distrus în desfințat, n-am totalitate. înțeles. El a avut o continuitate prin acești mari maeștri care au existat, de numele, de activitatea lor nevăzută, se leagă multe, multe, cum să zic eu, fapte de fondare și de edificare, să zicem, de la bisericile gotice până la alte aspecte Bun, ale și civilizației europene. vorbim despre acele biserici gotice în care, la care lucrau zidari, da? Da. Liberi, da? Cu Da. termenul de francmason, E, da? da, aici este o altă chestiune. Pentru că originarea francmasoniei speculative, deci a mișcării actuale francmasonice, atât de discutată, Care după prezent. 1717 nu Da, marchează anul acesta se începerea. sărbătoresc trei veacuri de la constituirea propriu-zisă a francmasoneriei speculative. Speculative, da. Însă, acea francmasonerie operativă este legată de existența organizării pe Bresle a meșterilor constructori de catedrale. Dar, în esență, ce era important? Taina și secretele meseriei. Ori acestea erau transmise prin inițiere de la maestru la discipol. Ori discipolul urmărea un parcurs de inițiere, de perfecționare în meserie, plecând de la ucenic, la calfă, până la faza când el devenea independent și însuși devenea maestru la rândul său. Etape pe care le găsim și Da? Simbolic. da. În același timp, perfecționându-și maestria, asta îi aducea venitul pentru a-și întreține viața sa și a celor din jurul său. El își perfecționa și profilul moral. Lucruri, Piatra era și profilul său moral. spirituală. Da. Bun, aceste etape de ucenic al maestru se întâlnesc inclusiv la muzicanți. Deci Da. aceeași formă de Da. învățare și de și cum să zic eu, de stabilirea unui statut. Da, și o Da. întâlnim, spre pildă, și în Evul Mediu și după aceea în Renaștere, la transmiterea cunoașterii tainice, da, începând de la alchimiști până la esoterism. Știm că erau și împărați care și-au dedicat întreaga lor viață esoterismului și alchimiei, precum Rudolf, contemporan cu Mihai Viteazu. E, dar revenind la chestiunea aceasta, acest Johannes Marcus Larmenius, el este cel care, în 1324, când fiind foarte în vârstă, își menționează primul nume de mare maestru pe Carta Transmissiones. Aceasta pune în evidență continuitatea ordinului. Documentul în sine, deși este autentic, este valorificat într-un mod eronat. Putem spune chiar care vizează mai mult latura financiară, de către Dan Brown. El își sese o ficțiune prin care aduce elemente de adevăr în această carte care aduce pe prim plan, eu știu, presupusa latura absconsă, plină de senzațional a activității Vaticanului și a Ordinului Templier. Ceea ce nu este adevărat, este o ficțiune pură, care până la urmă, dacă am face o analiză critică pe baza dovezilor istorice, vom vedea că, de fapt, forma de manipulare cea mai gravă este aceea când amesteci adevărul cu neadevărul. Pseudo, da. Da? Și pilonii de adevăr îl îndreptățesc pe cititor să creadă că toată Păi informația este este validă. exact și sigur că se denaturează Da. realitatea. O colegă de-a noastră de la Vatican, arhivistă, este vorba de către doctoresa cercetător Barbara Frale, a descoperit recent dosarul de cercetare a liderilor templieri. Cum a scăpat el? În Arhiva Vaticanului, documentele au fost băgate într-o mapă cu o denumire total, cum să zic eu, care nu avea legătură cu conținutul, tocmai pentru a salva, pentru a masca conținutul și în timp pentru a fi salvate de la virtuala sau posibila distrugere. Și ea găsește aceste documente, există și o ediție de lux, că s-a reeditat. Documentele în sine probează nevinovăția Ordinului Templier, chiar așa titlul primei pagini din acest corpus documentar rămas inedit până nu de mult, 300 de pagini, da, și poartă titlul de Processus contra Templarios, a fost editat de către cu sprijinul Vaticanului în 799 de exemplare, dar nu la Vatican, ci la o editură care editează cărți pentru Sfântul Scaun, și anume editura Scrinium.
Cert este că anterior anului 1717, când, de exemplu, francmasoneria se constituie, speculativă. Da, speculativă. În anul 1705, prin... Bun, e bine, ar fi bine să explicăm și de ce speculativă, că să se înțeleagă. Că... Păi ea numai este de comunitatea aceasta de fraimaureri, comunitatea asta de meșteri zidari, de fapt nu este o comunitate de breaslă care efectiv construiesc. Da. Ea este o comunitate și o companie de oameni care vor să se autoperfecționeze. Bun, și se reconstruiesc pe ei. Și se reconstruiesc pe ei însuși și, de fapt, reconstruiesc un templu, dar acest templu fiind templul interior, cel al profilului spiritual și moral, iar piatra pe care cioplitorul, mason, constructor de catedrale, o cioplea și îi dădea o formă pentru catedralele acelea gotice, de fapt, piatra este propriul profil moral. Exact. Și de obicei, sau mă rog, asta ar fi prima condiție, ca membrii sunt acceptați doar cei care, să zic eu, au un comportament și au merite în comunitatea. Da, în primul rând, da, există o concepție în care fiecare trebuie să fie liber, să aibă o gândire liberă și să creadă într-o forță supremă, într-o divinitate supremă, fie că este numită Dumnezeu sau în alt fel. Dar la 1705, înainte de 1717, se întâmplă o chestiune importantă. Ordinul Templier iese la lumină. Regentul Franței Filip de Orlan chiar atunci elaborează un document, un statut templier, prin care, în viziunea sa, să nu uităm că atunci Franța era un stat care avea colonii. Deja era un stat. Da, și își putea organiza deja mișcarea aceasta a cavalerilor, tot așa niște cavaleri speculativi, că deja nu mai erau cavaleri în accepțiunea medievală. Îi organizează pe diverse direcții, pe răsărit, pe apus, pe nord, pe sud. Și de atunci datează primele statute ale Ordinului Templier neo, deci a Ordinului Templier modern. La fel ca și Constituțiile lui Anderson, ale francmasonilor, vor conduce aceste mișcări discrete, dar nu secrete, și ele vor avea un rol major în nașterea ideilor democratice, ale lumii moderne pe care noi o cunoaștem astăzi. Îi vom regăsi atât în miezul Revoluției franceze, dar și în cei care au eliberat, care au elaborat, da, Proclamația de Independență a Statelor Unite, Constituția Statelor Unite, da, marii corifei, atât cei din Europa, cât și cei din zona americană, cu toți au fost, dacă se poate spune așa, membrii inițiați din cele două confraternități. Și venind mai spre noi așa, ne gândim la 1848, da? Când da, pașoptiștii, regăsim. Care și în România. Fost, da, exact. Inteligenția românească, școlită, fie de o parte sau de alta a Carpaților, școlită fie la Viena, fie la Berlin, fie la Roma, fie în Paris, iată-te, au intrat în contact cu aceste medii inițiate, unde erau ventilate idei liberale, idei de libertate, că la asta mă refer, și de emancipare și de organizare a societății omenești pe alte principii decât alea feudale și decât alea ale absolutismului. Bun, încă se discută, poate se speculează că și Horia ar fi fost în parte, dar da, e legată, cred că, mai mult de vizitele lui la Viena. Da, dar vreau să vă spun că o cercetare recentă a unui coleg de al nostru de la Sibiu demonstrează că, de fapt, există o stenogramă a unei cuvântări de o pagină jumătate în care un corifeu din Transilvania, cu 2 ani înaintea izbucnirii răscoalei de la 1784 a lui Constant de Horia Cluj-Cașcrișan, începe așa: iubiți frățiorii mei. Este un discurs rostit la o agapă francmasonică din Viena. Și atunci istoriografii noștri, mai vechi sau mai nou, îi amintim aici pe David Prodan. Vă dați seama că în comunism nu putea să spună foarte multe, dar el a descoperit documentul acesta. Regretatul profesor Ioan Kindriș de la Cluj, el chiar consacră un studiu atribuindu-l nici mai mult, nici mai puțin acest toast francmasonic de la Viena lui Horia. Și de aici el își construiește o teorie pe baza căreia spune Horia, ca un simplu țăran din Transilvania, nu putea să ocolească protocolul curții și să ajungă direct în fața împăratului de 4 ori fără să fie ajutat de cineva influent. O cercetare actuală demonstrează că de fapt nu Horia a fost cel care a rostit acel toast, ci a fost Ignatius von Born, născut la Alba Iulia, copilării la Săcărâm. Tatăl său era unul dintre cei 3 patroni ai minelor de aur de la Săcărâm. Ignatius von Born ajunsese
cum ar fi acum un ministru al minelor și tezaurului, un fel de combinație între ministrul minelor și Mugurii Sărescu, era șeful tezaurului imperial în viața profană, iar în viața inițiată, Ignatius von Born, transilvanianul nostru copilării la Săcărâmb, era marele maestru al lojei francmasonice din Viena, unde a fost inițiat Iosif al doilea împăratul, așa, dar și Mozart, care e, flautul da. Fermecat, unul are, dintre personaje exact, da. Este Iosif al doilea și unul este Ignatius von Born. Da, în acea perioadă, sigur, capetele încoronate erau da, membri da, în da, în asemenea, și, în asemenea societăți secrete. Da. Dar interesant este că tot Iosif al doilea, în perioada de final a domniei sale, când își întărește domnia sa autoritară, scoate în afara legii francmasoneria și dă un celebru edict și de atunci a trece în adormire. E, revenind la cavalerii templieri, care au fost prezenți și ei în și zona ușor ne apropiem da, de finalul de Imperiu Austriac, da? Vom vedea că în 1804 avocatul personal al lui Napoleon Bonaparte ce face? Este vorba despre Bernard Fabre Falafrat, avocat și medic, reformează ordinul și îl determină pe Napoleon Bonaparte să scoată o lege. Pentru că el a fost și un reformator. Să nu uităm, multe coduri, multe legi le-a scos. E și una dintre legi... A reformat Europa, până da. Urmă. Una dintre legile semnate de Napoleon Bonaparte pune în legalitate ordinul cavalerilor templieri. Și de atunci începe ca acesta să devină vizibil, să fie de utilitate publică. Amintim că după un veac și jumătate abia ONU recunoaște atât pe maltezi, cât și pe templieri, ca comunități, ca ONG-uri de utilitate publică. Ele sunt răspândite pe întreg mapamondul, au o anumită organizare. O parte, bineînțeles că știți că și aici, ca și cam în toate solidaritățile ăștia, la un moment dat se bagă dihonia și se fragmentează, se segregă unii și se împart. Sunt acceptați, alții unii nu, sunt acceptați, unii nu sunt acceptați, unii sunt recunoscuți de biserică, unii s-au răsculat împotriva bisericii și au făcut notă distinctă. Aici există o întreagă poveste și se poate radiografia deci, chestiunea asta. Dar nu s-a scos încă o enciclopedie a ordinilor creștine, fie templiere, fie de alte sorginte. Cert este că, din punctul nostru de vedere, analizând ca istoric, considerăm că în prezent, ele încă sunt o paradigma modernității, pentru că sunt prezenți. Sabia nu mai este un instrument de luptă propriu-zis, ci a fost înlocuită cu cuvântul și fapta, armele acestor ordine. Ei sunt angrenați atât maltezii, cât și templierii, cât și alte asemenea ordine de tradiție cavalerească, în organizarea de activități culturale, în acțiuni umanitare, da. Filantropice și caritabile. Să nu uităm chiar și în județul nostru, pentru că nu de mult, mă rog, a apărut în spațiu public recent așa câteva da. Informații referitoare la persoane care sunt membri, da? Unde? În județul nostru. Da, da, membri unde? Da, în diferite organizații. Loje, da, masonice. Acum dacă da, își desfășoară activitatea legal, dacă da, rolul lor este unul pozitiv în este că, viața publică. Da, nu se clarifică, asta vreau să scot, vreau să văd ce spuneți. Nu se clarifică corect mă rog, participarea sau faptul că sunt membri și se lasă, da. Cum să zic eu, drum liber unor speculații care nu sunt da. Corecte și nu sunt bazate pe ceea ce se întâmplă cu adevărat da. Acolo, referitor la persoanele respective. Și mai, deci, e acea, și mai există o nuanță, pentru da. Că vedeți, dumneavoastră, fiecare om în sine are o personalitate și un mod de a se comporta și are o anumită reputație în comunitate și atunci în a ștampila sau a cataloga asemenea comunități din perspectiva reputației unor membri este greșit. Cum de altfel nici nu poți noi ca istorici sau dumneavoastră ca jurnalist, da? Nu putem avea o percepție clară asupra acestui subiect datorită faptului că mișcările nu sunt secrete, dar aceste mișcări de utilitate publică sunt discrete, iar documentele interne sunt
Îi privește doar pe ei. Pe ei, dar cu toate că s-a ieșit în public în ultimii ani mai mult decât... Da. Probabil tocmai ca să se evite acum, speculațiile. Acum, pe încheierea emisiunii, pentru că tot vorbim și despre templieri și despre francmasoni, e bine totuși să ne gândim și să facem o retrospectivă că România modernă și cea pe care o cunoaștem noi astăzi se datorează mult lor. Clar. Nu s-au afișat, nu și-au atribuit merite, nu și-au pus eticheta eu sunt ăla, dar vom vedea de la personajii esențiale, generația pașoptistă, după aceea principele Cuza, Cogălnicianu, mișcarea junimistă, Maiorescu, venind încoace, da, cei care și-au dus contribuția pentru emanciparea națiunii din Transilvania, pentru înfăptuirea Marii Unirii la 1918, Vaida Voievod, da? S-a întors Brăteanu la conferința de pace că n-a putut să facă nimic, când s-a dus Vaida Voievod și era francmason și am dat semnele de recunoaștere lui Clemenceau, imediat lucrurile au stat altcumva. În perioada interbelică, la fel. Însă, vom vedea că în timpul comunismului are loc o chestiune interesantă, pentru că bolșevicii au vrut să-i transforme în tovarăși de drum. Și rolul acestui de a-i aduce către doctrina bolșevică a căzut pe umerii celui care s-a adaptat la sistem, nimeni altul decât scriitorul Mihail Sadoveanu. A ajuns mare maestru. De aceea, până la urmă, să știți că aceste ordine discrete l-au și discreditat, dacă se poate spune așa, pentru că au făcut pact cu sistemul comunist. Pe de altă parte, Sadoveanu are un merit, că i-a salvat pe mulți de la pușcărie și deși au rămas în atenția securității statului. Vom vedea că există și un coleg de-al meu, Daniel Hrenciuc, din nordul Moldovei, de la Botoșani, un universitar. El chiar scrie o carte, Francmasoneria română și securitatea. Există la CNSAS, există un fond de documente foarte important, el ajunge primul la ele, așa zisele dosare oculta. Și vom vedea că acolo sunt rapoarte privind foști membri în francmasoneria hunedoreană, întocmite de către ofițeri de securitate din acest județ. Acum, după Revoluție, când deja, da, cu celebra tranziție și cu democrația la români, cu renașterea democrației la români, bineînțeles că și francmasoneria în România s-a reîntemeiat. Dar acesta eu cred că este alt subiect și istoricul trebuie să se distanțeze pentru a judeca limpede anumite perioade. Domnule Dorin Petre, mulțumesc tare mult încă o dată pentru că veniți în studioul nostru și ne oferiți informații, date, detalii despre momente importante din istoria lumii. Mulțumesc, cum vă spuneam, și vă mai aștept. Cu mare drag. Mulțumesc tare mult. Dragi prieteni, a fost o lecție de istorie, că zic eu, un pic mai aproape de dumneavoastră și pe înțelesul nostru al tuturor. Mulțumesc tare mult că ați fost alături de Capital TV. Vă doresc o masă frumoasă în continuare. Numai bine, la revedere!